Rezultatele sondajului în urma căruia Florian Nicolae a fost confirmat oficial drept candidat al PNL pentru funcția de primar al municipiului Giurgiu au fost așteptate cu interes și de Organizația Femeilor Liberale. Astfel, deputatul giurgiuvean va avea din partea acesteia toată susținerea. Eu personal îl cunosc pe domnul Florian de 25 de ani, am lucrat împreună la Consiliul Județean. E un om deosebit, capabil, responsabil. Noi îl vom susține cu toată puterea noastră de femei. Cred că domnul Florian nu va acorda atenția deosebită femeilor, pentru că știe că toate femeile din organizația noastră sunt alături de el. Este un cetățean al Giurgiului, asta spune mult. Și pentru mine e un atu în plus față de orice altă candidatură la primărie. Am încercat să stau în diverse probleme, că eu de regulă colaborez, chiar dacă suntem o structură a organizației mari, totuși trebuie să știm unii de alții. A fost foarte receptiv la tot ceea ce i-am spus și colaborarea este bună. Dumnealui în calitate de președinte și al organizației municipale a partidului. Rezultatele sondajului efectuat la comanda PNL de către CSOP au fost anunțate în urmă cu două zile de către cei doi copreședinți ai filialei județene a PNL. Potrivit acestui sondaj, deputatul Florian Nicolae este pe primul loc în preferințele giurgiuvenilor pentru funcția de primar al municipiului Giurgiu.